Salve, dude, și bine ați venit la un episod de Satisfactory pe Barba Neagră. Fraților, avem pe aici o grămadă de progrese. Ia uite câta platforma mi-am făcut aici, ca după aia să construim și noi drept. În anumite porți am ales să fac rampe. Vreau să mai las un picuț de verde pe aici pe acolo. Acum, hai să vă arăt mândria mea, pentru că am reușit să fac foarte multe resurse. Am toate generatoarele în momentul de față pe standby, pentru că nu au carburant, dar o să le bag, nu este problema. Și avem așa 100, 200, 300, 400, 40 și 1 de reinforced iron plate-uri, ceea ce este absolut genial, pentru că le vom folosi de pe acum încolo mult, mult și bine. Acum, hai să luăm aici niște resurse. Avem corea și o grămadă. De asemenea, trebuie să iau și din astea. Cineva mi-a dat un punct că dacă apăs pe double space, îmi face automat. Yeah. Nu face. Nu merge. Nu merge. Deci nu pot să las eu să facă pur și simplu. Trebuie neapărat să stau aici mereu. Ok, nu este problema. Trebuie să fac foarte puține de astea. Ei bine, mai am în momentul de față o grămadă de resurse ca să îmi împlinesc următoarele țeluri pe care o să vi le arăt. Solid biofuel, cam asta aș vrea să fac acum. Numai că durește, așa că probabil să mă duc acum să le dau startul ăstora de aici din stânga, adică așa, pentru că vreau să întrerup un picuț lucru, ca să facem videoclipul cât mai interesant. N-am să bag biofuel în momentul ăsta. Suntem pe off, știu că suntem pe off. Iar de aici suntem pe on acum. Hai și pe tine. Suntem pe 21 de biofuel. Mai ia 8, boss. Mai ia 8. Ia să vedem aici, suntem pe 0. Pac, iau pe asta. Bun, nu pot să extind? Ia stai un pic să vedem. Ah, aici nu pot să extind. Acolo putem să extind. Ce chestie dubioasă. Ah. Și aici, din cauza că era pe off. Gace, gace. Bun, am reînceput producția. Am să țin lanțul ăsta în partea asta de fier și cupru. Și acum o să aleg, bineînțeles, să construiesc toate lucrurile interesante aici în mijloc. Deci o să fac așa, ca un fel de spirală. Și pe centru o să pun lucrurile interesante. Acum, eu nu mai am nevoie în momentul de față de atâtea lucruri pe aici. Deci o să trebuiască să întrerup niște lucruri. Hai să stricăm banda asta. Și asta înseamnă că în momentul de față niște șuruburi vor apărea aici. Ia uite-le. Am avut foarte multe șuruburi, am avut câteva mii de șuruburi, ceea ce, băi, e destul de dificil să le faci, dar în momentul de față cred că am destul de multe reinforced iron plate-uri de-astea, care văd că se tot strâng pe acilișa. Și de asemenea am schimbat și benzile. Câteva dintre benzi sunt de-alea foarte rapide, pentru că am upgradat. Uite, asta este o bandă de-aia foarte rapidă și după cum bine se vede, fierul trece extraordinar de repede comparativ cu înainte. A, și aici facem țevile. Ia să vedem, aici se proptesc țevile. Vreau să văd, ia stai un pic, țevile, iron plate-urile plecau de aici, perfect. Acum se vor propti acolo și când am eu nevoie de reinforced iron plate-uri, o să dau drumul la bandă din nou. Așa că nu este stres. De asemenea, ce mai puteam să mai fac aici? Cred că puteam să opresc direct, deci de aici luam, da, cred că puteam să opresc direct, ia stai așa să mă uit să văd. Direct constructorul mă gândesc, de fapt e combinatorul. Da, putem să-l oprim pe ăsta ca să nu mai ia resurse, așa că îi dăm pe 0 și putem construi direct o bandă de asta, care, uite, se pare că funcționează. Păi, ăsta ar trebui să fie pe standby, că e pe 0, adică se vede clar că e 0, înseamnă că se umple banda și pe aia stă proptit așa, nu? Da! Exact asta, ok. Deci vreau să văd cum funcționează. O să-mi lase practic resursele pe bandă. Curios că benzile astea nu pot fi oprite. Adică mi s-ar fi părut interesant să fie oprite. Dar în fine, în fine, avem aici o grămadă de resurse. Aici se vor strânge altele. Avem 36, 37, perfect, 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 perfect. Acum, am văzut aici că mi s-a deblocat o chestie interesantă. Apropo, am dat la ălea și eu am acum niște resurse în inventar, nu mai am. Ba da, mai am. Stai puțin. O să pornesc și generatorul de lime de asemenea, ca să aibă și zona asta un picuț de lucru. Am foarte mult beton. Deci orice aș construi, am resurse pentru ele. Este foarte bine. Situația mea este exemplară, dar eu trebuie să fac ce vedeți voi deasupra. Ăla este punctul meu central. Doar că până atunci mai mă împiedic pe aici pe acolo. 186, ia de aici. I-am dat-o lucrurile
funcționează în continuare. Așa. Acum, hai să vedem că eu pot să construiesc o chestie foarte interesantă. Numinere, capolo, logistics, lookout tower, pot eu să-l fac, am resursele necesare, provides a good overview, which makes factory construction easier. Ok, ăsta se pare că este un turn imens și de aici ne putem noi uita la tot ce am făcut și mi se pare că acum după toată explorarea pe care am făcut-o și mai ales după toată organizarea pe care am făcut-o, mi se pare momentul oportun pentru a crea așa ceva. Vreau să-l fac destul de aproape de bază și în partea asta eu nu plănuiesc a avea nimica. Ia să vedem dacă există cătare. Cred că pe aici văd o scară, deci mă gândesc eu cumva că pe aici ar trebui să fie în regulă, nu? Încerc să pun, nu poate fi alinia din control, deci presupun că așa ar trebui să fie cât de cât în regulă. Ok, și pe asta l-am pus lângă bază, pot să mă urc pur și simplu, nu? Ia. Da, se pare că ne urcăm pur și simplu, nu avem nimic automatizat. Așa, nu? Sus, nu? Decât aici? Ah, ok. Știu sigur că mi-au fall damage, deci nu am să încerc treaba asta. Nu, mersi. Deci pe aici cobor. Și aici nu mă duc? Ce dubios. Aș fi crezut că intru cumva pe acolo. Așa, și de aici putem să vedem tot ce am făcut. Cât de tare. Ok, deci avem asta totul acolo. Zona de lime. Avem aici zona de piatră. Și avem aici zona de cupru. Într-adevăr, chiar să vedem mult mai fain de sus. Ioi, tu l-ai, doamne, dar chiar se vede frumos. Le-am împărțit extraordinar. După aia aici am început construcția pe partea dreaptă. Așa că de acum acolo o să fim un picuț mai organizați, zic eu. Și încep un picuț să mă bag și pe partea de verticală. Și sincer am emoții acolo. Ok, nu știu cum să mă dau jos. Ok, nu știu dacă am să mai fac asta până acum. Nu știu dacă am să o mai fac. Mi se pare super mega periculos. De asemenea am închis astea. Deci într-adevăr astea erau închise, închisabile din neapărat meniul principal. Deci nu m-a ajutat cu nimic că mă duceam prin meniu pe aici. Bun, pe drujbă trebuie să halesc un pic să-mi fac viața. Așa. Pun ele la loc. Și dă drujba încoace. Așa tot. De fiecare dată pornește drujba asta. Așa, boșilor. Acum, stai așa. Hai să vedem ce n-a mai rămas. La Tier 2 nu mai avem decât un singur lucru. Apropo, am băgat logistic MK2-ul. Asta înseamnă conveyor belt MK2, stackable conveyor pole. Sper că știu ce este, da? Mi se pare că pot să pui benzi suprapuse, ceea ce mi se pare genial. O să vedem. Și după aceea am resource sync bonus program. Astea avem așa, build gun upgrade customized. This build gun software upgrades adds a new tab to the build menu, the customizer, from where pioneers have access to the color section. Aha, color cartridge, awesome shop. Ce facem cu asta? Let me fix it, asta nu-mi trebuie. Awesome sync, asta ce face? Asta șterge lucrurile. Da, interesant, doar că trebuie să completez phase 1. La phase 1, ia să vedem cum îl fac eu pe băiatul ăsta. Phase 1 e destul de dificil. Și nu mergea pus aici? Se pare că mergea. Deci trebuie să fac și rotoare foarte multe. Unde făceam ăsta? La constructor? Ia stai un pic să mă uit. Nu mai știu unde îl făceam pe băiatul ăsta. Da. Ok. So, avem așa, smart plating-ul care se face din foarte multe rotoare. Rotoarele le face că avem, deci nu este problemă de treaba asta. Bun, și câte are nevoie? Nevoie. Are nevoie doar de unul și mie îmi trebuie 50, deci 50 de rotoare, pentru că eu am în momentul de față o grămadă de astea, plate-uri și mama dracu. Așa că rotoarele sunt cele care îmi trebuie, să pot să fac decât 22. Ce îmi lipsește? Cred că îmi lipsesc astea, iron rodurile. Ok, hai să le facem poziția deocamdată ca să încep rețeta. O să vedeți de ce. Că îi dau după aia start la rețetă și după aia mă duc să mai am niște iron roduri. Că dacă fac eu phase 1, părăsim lucruri frumoase pentru mine. Ar fi prima dată când aș folosi Space Elevator-ul și ar fi extraordinar. Acum, ce vreau de la voi, pentru că m-ați ajutat foarte mult până acum în seria asta de Satisfactory, este să-mi spuneți dacă există vreo posibilitate să pot să pun workbench-ul să lucreze automat fără să trebuiască să mai fiu aici. Ceea ce nu cred.
Pentru că de asta ai constructori, combinatori de ăștia. Ca să depui efortul să-i faci, ca să-ți facă lucrurile automatizate. Ăsta este practic reward-ul tău, reward-ul tău. A, se pare că dă steam. Ia uite, munceam să iau de la. Ok, de șuruburi nu mai avem. Nu mai am pe aici niște șuruburi așa aruncate? Eu le mai arunc pe aici. Op. 200 de marafeți de biofuel. Nu e rău. Nu e rău deloc. Ia uite, mai avem biofuel și pe aici. Jeez, da, mă, nu mai am. Fii atent. Ok, bine, hai să mergem să mai luăm. Jesus. În partea asta, noroc că am oprit și eu banda, că altfel nu mai făceam șuruburi. Făceam în continuu numai reinforced iron plate-uri. 224. It's fine. Merge. Merge de merge. Mă bucur foarte mult că cu noile upgrade-uri mi-au mărit și mie sloturile în inventar. Doamne, cât ajută treaba asta, nu aveți idee. Foarte, foarte mult ajută. Save mai lipsesc acum. Really? N-are nimic, fac. Nu trebuie decât încă 20 și am reușit. Deci muncesc de foarte mult timp la treaba asta, ok? Tot șuruburi, mane. Hai să-i dau un pic să facă niște șuruburi. Deci șuruburile sunt beleaua. Vezi? Aici nu am select, add to do list și craft și escape, adică să ieșim de aici. Atât, deci în rest nu avem nimica. Câte mai pot să mai fac? 3. Bă, mie cam întrebuiesc ceva. Acum pot una doar din cauza că nu mai am țevi. Ok. Și cam aia a fost cu asta. Bun. Mai avem pe aici niște țevăraie, pare mi se. Am un ultimul? Ok, avem cablu și țin aminte că am țevăraie. Oricum avem pe aici țevăraie, de Doamne ajută. Am lăsat calculatorul să meargă. Am pus în bară jocul și așa practic mi s-au făcut foarte, foarte multe resurse. Acum eu trebuie să le găsesc, stai un pic. Aici mi se pare că avem noi țevile. Yep. Se iau 400. Și nu mi s-au făcut chiar atât de multe precum credeam eu, să știți. Dovadă că pentru task-urile alea mai babane o să trebuiască neapărat să mărim minerii și constructorii. Să avem și mai mult smelter, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Deci nu e de ajuns să ai câte unul, cum credeam eu. Rotor 5. Bă, ură, da, bine, pot să fac 1600 de marafeți ăștia, doar că o să trebuiască să am foarte multă răbdare. Ceea ce nu prea am. Avem posibilitatea de 7 rotori. Hai să facem poște și pe aia vedem ce șuruburi au mai fost create de către fabrica mea. Și după aia vedem dacă putem să, mă rog, dacă trebuie să punem pauză să fac eu offline sau ceva. Ia să vedem aici. Așa, șuruburile sunt colea. Așa, o să iau câteva și de pe banda pentru că contează și asta. Ia uite câte sunt aici. Bă, hă, dă-l încoace. Stai așa. Bam, bam, bam. Ia uite, ia uite. A, de fapt stai așa că prima dată trebuie să-i luăm de aici. Ați. Și după aia trebuie să-i iau de aici să-i înhați. Ce aia de mă contează? Ah, pe asta nu mă mai lasă să-l iau. Gata, gata, că după aia astea ei sunt imbriar. Aș putea de asemenea să creez încă un constructor de ăsta și combinator și să-mi facă el. Doar că mi se pare că mă mișcă un pic mai repede decât s-ar mișca el. A, decât 4. Ok, pune pauza aici și într-o secundă revenim. Fraților, sunt la ultimul rotor. Bum! 50 de rotoare, baby. Așa. Avem rotoarele? Le avem. That is nice. Hai să mergem cu alea și la constructor și să-l punem la treabă, la combinator, de fapt. Că ăsta face, da? La select recipe, smart plating, barabing, barabong, o să alegem d-astea, am și o să alegem d-astea și îi dăm on start, ia-o pas, acum, give me the produce, man, give me the produce, dă-l încoace, dă-l încoace, dă-l încoace, dă-l încoace, haide-le, scoate-l, atâta dureză? Oh, durează construcția unuia, nu poți să-i măresc cumva? Oh, 2 per minute! Wow. Asta înseamnă că la 50 trebuie să stau 25 de minute? What? Say what? One smart plating. What? Bro, really? No. Atât de mult? Well, fuck me, dude. Ok, bine. Bine, dacă e atât de mult, în regulă. Facem și minuzeri, producțion, assembler, baby. Ăsta-i zic eu combinator, apropo. Deci dacă m-au zis de treaba asta combinatorul, la assembler-i zic eu, ca să ne înțelegem. Assembler-ul e baștanul.
Hai mă, întoarce-te și tu cum trebuie aici. Ce Dumnezeu lui mare? Hai să-l dăm pe invers. Uite. A, nu-mi place. Uite, așa. Nu. Așa îmi place. Da, așa îmi place. Și vreau să fie paralel cu băiatul ăsta. Acum vreau să pun și un pic de spațiu între ele. E doar așa. De ce s-o duce pe acolo? Nu înțeleg. Uite, cam așa. Ce mai trebuie? Reinforced iron plate 8, missing rotor 8. Really? Really? Rotoare mai trebuie mie. D-astea de care eu nu mai pot să mai fac. God damn it, man. Hai să mai facem de-astea. Deci îmi trebuie 4 rotoare. Da. Pot să fac vreuna acum? Aha, putem. Bun, revin când am resursele necesare. Gata, am aici tot ce-mi trebuie. Acum. N-a durat mult. Trebuie să recunosc, nu a durat deloc mult. Așa, mă, fraților. Și acum, hai să o punem pe asta pe linie. Pun un pic mai încoace. Boom! Așa. Moftica asta că sunt foarte mare, adică mi-ocupă foarte mult spațiu. Și nu pot să le pun deasupra, adică una deasupra celelalte. Mi-aș fi dorit să meargă treaba asta. Din păcate nu merge. Bun, hai să o conectăm de aici. Avem 4. Mai nu știu dacă aș vrea neapărat. Hai să mai băgăm încă unul în partea asta, poate? Uite așa. După care de aici conectăm aici. După care la băiatul ăsta conectăm aici. Și acum avem curent electric. Aici cred că îmi lipsește ceva. Carburant. Avem biofuel. No power. Glumești? Glumești sau glumești? Ce e asta? Bun. Și acum, fraților, deci eu trebuie să fac... Câți am făcut până acum? Ia să-i să vedem. Deci sunt atât de... Băi, sunt atât de complex și ăștia. Abia 7! 7 smart plating. Du-te, doamne, de cât atâta? Oh my god. Foarte, foarte puțin. Rău, bă. Rău. Din ăsta că o să pun în el direct. Deci modul are să pi băgăm da, o să aleg rotorul, că pe ăsta am să-l fac foarte, foarte mult acum. Și băgăm iron rod și screw. Și mi se pare că pot să fac 100 parcă. Dacă nu mi-e înșel. Stai, scruzurile stai de ce? 177. Am puțin. Nu pot să fac scruz, este un pic. Hai să le facem pe rând. Scruz nu pot face decât într-un băiat de ăsta. Stai așa, în ce pot să fac eu scruz? Of, deci mai trebuie și un băiat de ăsta. Ok, bine, hai că mai faci și un de ăsta. Deci îmi trebuie două lucruri. Îmi trebuie și un constructor, nu doar un assembler. Credeam că o scap și eu un picuț așa. O păcălesc un pic, știi? Dar se pare că nu. Hai să o punem aici. Bun, și aici la băiat, scruz. Și avem iron rod-uri. Ia de aici 200. Îl conectăm imediat, nu-i problema, nu-i problema. Nu ne facem griji. Așa, îl băgăm la ăsta. Boom! Așa. Și acum ar trebui să meargă, da? Bun, avem screws în construcție, da? Deci avem o sursă. Acum, hai să facem de aici, aici una. Barabing, barabong. Și șuruburile noastre ar trebui să iasă din partea asta, da? În partea asta se mișcă. Da, aici facem cu ce am avut înăuntru. Eu acum mă concentrez pe rotor. Deci pentru mine rotorul este important. Screws-urile se pare că cresc aici. Rodurile le pun eu manual, nu este stres. Avem iron rods, avem bărd astea de metal, slavă Domnului, cu nemiluita. Deci nu ești stres, iau tele aici, o să iau mai multicele așa că s-am la mine, mă gândesc. Uite așa. Și acum facem o rotoare ca să pot să o fac după aia, smart iron plating. Ia-o pe asta. O mie de Na. Shit. Prea mulți consumatori, dude. Dar n-am dam decât 3. Cred că e ceva ce... Cred că e ceva ce se întâmplă destul de des. Aveam pe aici. Adică nu ar fi trebuit să se întâmple chestia asta. Aveam niște biofuel pe undeva. Uite aici, 200 de biofuel, vezi? Uite aici aveam. N-am nevoie de drujbă. Calmește-te. Dar de ce, mă? Pull lever to reset fuse. Ok, după ce-ți bag niște marafeți de ăștia. Boom! Cred că pur și simplu se strică ocazional, așa mă gândesc. Pentru că mie nu mi se pare foarte mulți consumatori, nu?
Ba da. Se pare că avem consumatori ca mulți. Well shit. Mai facem unul, boșilor. Stai un pic. Stai un pic că nu e bine. Baia mea zbărnăr că n-am ce să fac cu arpă sărăchie. Cu fața la mine aș vrea. Ai, mă, nu știu cum să-l pun pe ăsta, sincer. Poate dacă-l pun aici fac așa, practic, o chestie rotundă, interesantă, nu știu. Băgăm aici, a? Merge, ăsta. Nu e prea mult. Uite dacă mă întorc așa, uite așa, a? Uite așa, o merge. Mamă, deci sunt fix pe fix cu de toate. Ăsta-l băgăm pe trăiar. You can't connect. Avem două. Știi ce? Ah, gotcha, 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 gotcha. Ok, nu-mi place asta. Deci asta chiar nu-mi place. Mi-am descoperit de ce nu merge. Și aici vreau să pun... Stai un pic, avem aici niște... Niște biomass o să pun, că... Na, asta o am la... La mână aici. 64 și 85. O să le pun și pe astea una deasupra celelalte. Așa. Sunt curios că nu s-a mai stricat, să mai are siguranța, pentru că ar fi trebuit să se ardă până acum. Să 49, ia-le cu alea și aia. Bun, ăsta suntem pe conexiune. Bun, care-i de aici consumatorul care nu mă trebuie? Știi, asta e un pic să vedem. Deci ăla, ăsta este, fii atent. Ăsta? Da, ăsta este. Bun. După care îl voi conecta de aici. Hai, băiatule. Jap. După care de la băiatul ăsta, continuăm la ăsta. Și acum cred că avem unde ajuns de multă putere. Dacă mă duc și măsori, să vedem, avem capacitate de 70, se pare, și un consum de doar 34, ceea ce e în regulă. E foarte, foarte ok. Sunt trei băieți care lucrează pe același stâlp. Aici avem același lucru, nu? Consum 19, capacitate 70. Da, e bine. Acum nu o să se mai ardă, suntem în parametri. We're Gucci. Suntem pe bines, boșilor, suntem pe bines. Pare că avem și rotoarele care construiesc aici. Ok, se mișcă totul foarte încet, într-adevăr. Like, super mega încet. 25 de șuruburi necesită un rotor. Mamă, doamne, ferește-mă, așa ceva. Și băiatul ăsta nu are reinforced iron plate. Really? Ia de aici. Cum să n-ai? Cum să n-ai așa ceva? Și momentul de față, să vedem. Nu avem foarte multe lucruri de făcut pe aici. Deci suntem cam pe zero loot. Urât. Smart plating-ul, ia să vedem în ce cantități le avem. 17. Ok, bine. Le punem aici, contenește, contenește. Și fraților, acum o să las să lucreze singurel. Și am să-l dau aici. Complete phase 1. Ah, trebuie să le strâng pe toate 5, nu pot să le pun așa. Ca să le ducem la băiatul ăsta mare. Bun, fraților, punem rapid o pauză și într-o secundă o să am totul făcut. Fraților, tocmai ce am făcut 50 de marafes de ăștia, am și pe plus chiar. Am fost să mănânc un picuț și i-am lăsat pe băieții ăștia doi să construiască. Deci avem aici unii care construiesc, mai avem și aici încă altul care construiește și totodată am mai făcut și niște progres la zona mea aplatizată. Am mărit-o până la marafeteul ăsta, până la Space Elevator și de asemenea în stânga aici. Sunt foarte mândru de cum e ieșit aici, fiți atenți la asta. Am pus aici una, o rampă, după care m-am prelungit aici, am pus de-astea groase, le-am folosit pe asta fundație de 4 metri și după aia cu altă rampă tot așa de 4 metri până în jos. Băi, mie îmi place cum a ieșit, mi se pare că am mărit foarte mult zona, cât vezi cu ochii, practic, este spațiu de construială. Acum, hai să vedem phase 1-ul, să-l completăm. Pe dreapta pe aici am eu zona în care trebuie să mă duc și pe aici trebuie să măresc platforma și o voi aduce până aici. Ia să vedem, o să-l configurăm. Am 50 de marafeți, îi avem. Bum, este prima dată când fac chestia asta. Avem load, seal. Bun, l-am sigilat și acum îl trimitem în spațiu, da? Așa, Project Assembly Platform, Tire 3 și 4 vor fi deblocate acum. Și dacă mă uit aici, avem animația. Îmi plac foarte mult animațiile din jocul ăsta, mi se pare extraordinare. Ha? Măleu! Ce? Mi s-a...
Ok. Se pare că mi-a luat atât de mult electricitate. Dar asta nu are nevoie de electricitate, că nu-i conectat la nimica. Ce legătură are ăsta cu electricitatea mea? Deci se pare că a trimis prin lift resursele, dar mi s-a spart și o siguranță. Dar unde? Aha, aici! Aici avem problemele! Oh, man! God damn it, man! God damn it! Avem 50 de... Man. Mă duc cu cea, mă duc cu cea, mai ai și niște biodiesel de ăsta. Au firar să fie. Am prea mulți consumatori aici, măi. Am doi marafeți și al treilea... Și al treilea merge, ok. Bun, aici nu avem fiol, hai să vă dăm 40 de ăștia. Bun, am pornit-o. Hai și pe asta trebuie să mai bag încă una. Trebuie să mai fac neapărat încă un bio... generator de ăsta. Deci neapărat, pentru că se pare că cam ajunge la limita lor. Deci este a doua oară când mi se sparge. Bine, mă rog, prima dată a fost aici, dar în fine, nu contenește. Frate, deci acum suntem în faza 2, o să-mi trebuiască... ăștia glumesc. 500 de smart plating. Doamne, păi, dar trebuie să fac la constructor de ăștia de Doamne ajută. Și după aia alte lucruri pe care chiar nu le știu pe astea. Stai așa că sigur le vedem în partea asta aici. La combinator. Ia. Yeah. Nu sunt la combinator. What? Cum le fac pe astea? Asta cred că trebuie să deblocate la tier 3 și 4. Altfel nu-mi imaginez. De aici nu avem treabă. Hai să vedem la 3 și, 3 și 4 că văd că mi le-a deblocat. Cu siguranță asta trebuie să facă. Coal mining! În sfârșit mă duc și eu pe mină! Pe mine! Coal generator. Burns coal to boil water to produce steam raw. Ok. Scanner update coal. Doamne, vreau asta. Îmi trebuie neapărat asta. Asta îmi trebuie. Gata, tati. Select milestone. Pe ăsta-l fac. Ia de aici. Ia de aici. Că n-avem servici. Ia de aici. Rotoare. 50 de marafeți. Și avem și reinforced iron plate-uri. Am la mine. Astea-s doar iron plate-uri, nu? Stai așa că-i pun ăsta tot ce am. Bă, sunteți nebun, o să trecem pe generatoare de cărbune. Genial asta. Deci asta mă încântă teribil. 100 de marafeți, o să iau 200, că nu mai știu exact cam când mă trebuie aștia. Așa, și în partea asta trebuie să mai schimbăm un picuț. Da, smart plating-urile astea sunt bune, într-adevăr, dar rotoarele sunt la fel de bune acum. Hai să băgăm pe rotor. Ia stai, le-am luat smart plating-urile. N-am luat? A, bă, da, mi le-a pus 10 aici, ok, bun, 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 bun. Și pe rotor îmi trebuie 5 iron roduri. Shit, nu prea mai am de-astea. Dar, fiți atenți la asta, am o grămadă. Am băgat aici de șuruburi. Am făcut un offline o grămadă de șuruburi. Ia uite-le. O să încărcăm 500, parcă trebuiesc, da. Și mă duc să iau și niște iron plate-uri ca să avem aici pe baștăneală. Și mamă, mamă. Deci, de acum încolo, totul este foarte scump. Prea scump. Gata. Bun, deci o să ne mai trebuiască resurse în draci. Eu credeam că ce am făcut eu aici e bine, dar nu mi ajung doar astea, de că trebuie să continui cu ele. Să le dublez, practic. O să durește. Aici avem porotoare, da. Suntem pe bine sus. Hai să-l selectăm și pe ăsta tot porotoare sau lăsăm pe marafeți de ăștia. Hai pe rotoare, că mă trec, am trebuiește rotoare aici. Băgăm tot așa, 200 de marafeți de ăștia și 171 de astea. În cap 500, hai să vedem. A, nu le-am transformat. Stai așa. Vreau să le transport, pardon, nu transform, ci transportat. Bun, acum avem doi combinator de ăștia, un assembler ăștia, combinator, assembler, pui mei, care funcționează pe rotoare amândoi, pentru că îmi trebuie 50. Avem 150 de plate-uri, 200, ok, astea le luăm de aici, uite-le aici, 150 și cu 100 le am aici, mai am 171 pe partea asta, it's fine. Și cabluri, stai un pic, aveam cabluri, astea le facem aici pe cupru. Cablurile, uite, a stricat ceva? S-a auzit cumva ca și cum s-ar fi stricat ceva, dar nu știu ce s-a întâmplat. În fine, sunt super mega f-ing uimit că mai trebuiesc resurse chiar atât de multe. Sunt foarte, foarte uimit de treaba asta.
Dar chiar nu mă așteptam, sincer. Așa, bun. Păi și cablurile unde, Dumnezeul lui, trebuie eu? Unde am vrut să bag cablurile? Are un roduri trebuiesc aici. Nu mai avem, fii atent. Oh my fucking god. De așa să mai am și iron roduri. Dacă m-am zăpăjit, am prea multe. Am prea multe. A, cablurile, da, vreau să le pun acolo. Ok, 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 ok. Iron roduri, numai am decât 104 și să fac destul de încet. Ioi tu. În momentul de față, trebuie să las jocul să meargă în bară cam câteva ore ca să-mi genereze ce am eu nevoie. Problema e că nu prea pot să o duc tot așa, pentru că rețetele sunt din ce în ce mai scumpe. Așa că cu siguranță va trebui să ne mărim un pic cu producția. Minerii, de câte văd, fac față, așa că cred că am să mai mă măresc în coace cu producția și mai băgăm în partea cealaltă ceva de fier. Sau vedem un colțul ăsta acolo. Nu știu, nu mă văd bine, atâta zic, nu mă văd bine. Trebuie neapărat să fac după aia elevatoare, știi, gen benzi suprapuse. Like musai. Bun, hai să le punem pe asta, pentru că vreau să le văd eu aici completate. Atâta timp că le-am completate, parcă îmi dă un pic așa un zvâc mai mare. Și avem cablurile care îmi trebuiau aici. Pe care îmi trebuiau? Merge pe care aici? Nici nu știu dacă merge, sincer. 100 de marafeți, 150 de marafeți. Și avem aici, ne mai trebuie 30 de rotoare. Astea se fac într-un ritm foarte lent, pentru că, na, sunt scumpe, n-ai ce să faci. Avem 13 bucăți aici? Doamne, dacă aș mai avea 13 bucăți aici, ar fi ceva. Na, am decât 9. 9, 22. Și practic îmi trebuie 30 să pot să trec pe cărbune. Bă, nu e rău! Bă, nu e rău, le facem și pe asta ce aveți. Atât încât am trecut pe cărbune, eu după aia mă pot extinde. Așa că o să mă mai chinui un picuț așa, în momentul de față. Și după aia când mă extind pe cărbune, o să trebuiască să caut, dar din câte am văzut, îmi adaugă la search posibilitatea de a căuta și cărbune, pentru că eu nu am văzut cărbune până acum. Și eu cred că de la cărbune, uite aici, scanner update call, eu cred că până la cărbune, până în bază, deci o să fie prăpăd, o să trebuiască să merg o grămadă cu benzile. Avem pipeline pump, trebuie să fac pompe, trebuie să fac fluid burner. Vai, deci astea se fac atât de complexe, este extraordinar. După care a vehicle transport, fii atent că putem face vehicule, du-te încăcat, pot să fac tractor. O să fac tractor? Are un inventory de 25 de sloturi. Has a built-in craft bench, can be automated to pick up and deliver resources at truck stations. Oh! Asta e genial. Pot să fac stații și să se ducă tractorul meu să livreze lucruri. Meh, cât de bună e asta. Și mai trebuiesc în continuare rotoare, că nebunesc. Deci rotoarele sunt mai importante ca smart plating-ul. Basic steel production. Foundry. Ia uite, doamne, cred că sunt super scumpe astea. Steel ingots are made from iron ore, it's been smelted to the core, ok. Astea deja sunt mult mai scumpe. Și până să intrăm aici, trebuie neapărat să pun putere de cărbune pe peste tot și să-mi fac minereurile într-o cantitate uriașă. Deci eu trebuie să am ca fabricile mele să genereze materiale de bază, precum liță, zi, plăci de metal, tuburi de metal și mai departe, în niște cantități extraordinar de mari. Foarte mari, ca eu după aia mai departe să pot să trec la celelalte. Bun, fraților, atât pentru astăzi, am făcut 1001 de progrese. Sper că v-au plăcut, avem aici 9 rotoare și vom trece înainte să închidem videoclipul și, bineînțeles, la 10. Și, bineînțeles, la puterea de cărbune. Vom trece la coal mining, ceea ce o să schimbe total lucrurile. Yuhuu! Bitches! Hai să vedem aici la power. Coal generator. Normal că nu pot să-l fac. Encroaching others clearance. Pot să-l fac. Pot să-l fac, nu pot să cred. Logic că n-am să-l pun pe aici, pentru că nu sunt nebun la cap. O să-l pun la distanță de mine. Ioi! Unde dădeam o? Stai puțin. Vreau să... Nu. Nu. Unde căutam, măi? Aici căutam.
Col, vreau să văd la ce distanță e de mine. Nici nu e mare. Iau, 462 de metri nu e rău. N-am decât unul în partea la 462 de metri. Avem la 1 km, 1 km 200. Ăsta la 459 de metri. Ăsta este genial. Fraților, ne vedem data viitoare când, bineînțeles, vom lucra la fabrica de minerit, evident, în zăcăminte de cărbune. Până data viitoare, v-am salutat, numai bine, pa, pa!